Da, blonda lui șef Scărlătescu, Maria Andria, spune că ar fi fost la un pas de moarte. Vedeta susține că cineva ar fi încercat să o ucidă. Maria Andria mărturisește că i-ar fi pus cineva droguri în pahar, droguri care i-au pus viața în pericol. Cum a fost posibil așa ceva, unde s-a întâmplat nenorocirea, dar și cum se simte Maria, ne va spune chiar ea, pentru că este în legătură directă cu noi. Bună, Maria! Ne auzi, da? Dăm voie să o salut și pe invitata mea, pe Mara Bănică. Bine ai venit, Mara! În primul rând, vrem să știm de la tine cum te simți acum și să ne și povestești ce s-a întâmplat, cum ai ajuns în situația asta. Mă simt foarte urât cu toate astea care s-au întâmplat. În sufletul meu mă doare foarte mult și zic sincer că nu m-am așteptat că eram să pățesc acea chestie. Dacă puteam, eram să schimb timpul ca să nu eram la locul ăla. Ia-o tu de la capăt și povestește-ne. Ai fost într-un club, din câte am înțeles, și ce s-a întâmplat acolo în club? Da, eu am fost la un club că vreau, am venit din Cipru cu un prieten al meu care vrea să vină în România ca să vadă țara. Noi ne-am dus la un club că vrea băiatul, insista că eu eram obosită, nu vreau, că de obicei nu mă duc la cluburi. Și ne-am dus la clubul ăla. Clubul era un club care, normal ca toate cluburile, era plin de oameni, dar eu că sunt învățată în altă țară, nu aveam frică, că și alte dăți eu am venit în România și am ieșit și nu am pățit nimica. Ți-ai lăsat paharul din care beai undeva nesupravegheat? Da, lăsam, adică oriunde. Când am ieșit afară să fumez, că în România nu se fumează înăuntru, eu cred că mi-a pus femeia aia sau cineva din club, că m-am dus afară cu paharul, o doamnă mi-a luat mâna care vindea flori, mi-a zis că vreau flori, am zis nu vreau flori și mi-a zis atunci dă-mă mănuța să zic viața ta, ce se întâmple. Adică să zic chicească. Da, și eu în ora aia i-am dat mâna și nu aveam unde să las paharul și mi-a zis să-l dau la cealaltă prietena ei de acolo. L-am dat pe pahar să-mi țină cealaltă fată până îmi ghicea ea o mână. După aia mi-am luat paharul, am intrat înăuntru, era tot ok cu mine, am terminat paharul și am pus încă un pahar. M-am dus la toaletă și după aia, după ce am venit înapoi de la toaletă, am început să mă amețesc foarte rău și toți, adică și băiatul care era cu mine prin Cipru s-a amețit și l-au dus pe el primul la hotel și am rămas singură în club, că nu vreau să plec din club. Adică m-am luat ceva, mă călzeam foarte mult, vreau să rămân la locul ăla, nu vreau să-mi schimb locul, să mă duc la hotel sau oriunde, în altă parte, vreau să rămân acolo. Și le-am spus, lăsați-mă, că rămân eu singură aici, adu-l pe băiat care nu se simte bine la hotel și veniți după aia să mă luați pe mine. Când au venit să mă ia pe mine, era târziu că eu eram pe jos. Și a chemat cineva salvarea? M-au dus la hotel cu taxiul, vomitam în toată ora un taxiu. Și la hotel, după aia au chemat salvarea că au început să mă prindă mai mult chestia aia, drogul ăla, că mă loviam de pereți peste tot, vădeam cu pumii un compozitor. După aia când au venit bărbații de la ambulanță, trăgeam și pe bărbați, adică îi loviam ca să nu mă prindă. Și așa ai ajuns în spital. Să facă rău. Așa ai ajuns în spital. Până să ne spui ce fel de drog crezi că ți s-a pus în pahar sau ce ți-au spus cei de la spital, Mara, vreau să te întreb pe tine. În calitatea ta de jurnalist de investigație, ești o femeie care a ieșit prin cluburi, are o viață socială. Da, ai mai auzit de astfel de cazuri în România? În România, inclusiv cu o colegă de braslă, n-aș vrea să-i dau numele pentru că e privată oarecum treaba asta. Pentru ea a fost o experiență cumplită. Filma ceva la mare acum 2 ani și probabil a deranjat niște șmecherași pe acolo, că pe același principiu i-au pus ceva în pahar. Din păcate pe ea au violat-o 4 indivizi și s-a trezit, nu-și amintește absolut nimic. Deci cumva Maria a fost mai norocoasă pentru că a ajuns în siguranță la hotelul unde locuia. Fata asta, colega noastră, a avut o soartă mai grea, s-a trezit absolut dezbrăcată într-o cameră de hotel pe care nu o cunoștea. Imaginați-vă cât de greu și-a revenit. Tipul ăsta de droguri este cunoscut în întreaga lume
Sunt nenumărate și pe YouTube, dacă căutăm filmulețe. Drogul violului, așa se numește. Nu știu dacă Maria a primit în pahar așa ceva. Maria, cum se numea drogul pe care tu l-ai primit în pahar? Nu știu dacă știe. Auzit un nume acolo în România care eu știu că am auzit că e mai puternic decât LSD, de drogul ăsta. Este un drog românesc care nu știu cum se cheamă. România nu da, deci nu cred că este același tip. Probabil dar nu este același tip. Este o substanță pentru că ea care amintește totuși ceea ce s-a întâmplat la drogul violului, nu mai ții minte absolut nimic. Ei a dat o reacție Ei foarte ciudată că se dădea cu capul de pereți, da. Adică toate astea care vă zic eu le știu de la camera hotelului. A, tu de la nu camera aduci video. Aminte totuși. A, deci nu ți amintești. Era totul la hotel. Nu. A, incredibil, eu nu deci da. Aminte. Da, ea s-a uitat pe camerele de supraveghere, înțeleg, da. Și a văzut ceea ce a făcut. Eu m-am sculat goală înăuntru la acolo la doctor, la spital, și eram plină de cabluri pe mine și am început să urlu, să zic de ce sunt aici, ce se întâmplă. Te-ai speriat când te-ai trezit într-un salon, la spital. Tu nu știi nimic și te trezești la spital. Da, eram plină de cabluri. Oricum, este un bine de tras încă o dată un semnal de alarmă. Nu-mi place mie expresia asta că e așa. E da, dar clișeu, asta, dar e clișeu, asta, dar asta e cuvântul. Cam asta e. Mergeți la cluburi, nu spune nimeni să nu vă distrați. Bezi din sticla de apă plată direct. Dacă bezi ceva, un cocktail într-un pahar, stați numai cu paharul în mână. Sau aveți grijă unde lăsați să fie gol. Adică nu-l lăsați, că niciodată nu se știe. Și dintr-un om normal poți ajunge într-o situație absolut cumplită. Acum, ironia sorții, că deși ei s-a întâmplat ceva îngrozitor, totuși a avut noroc, pentru că putea fi mult mai rău. A avut noroc că nu s-a trezit cine știe pe unde. Eu, practic, cum mi s-a întâmplat prietenului nostru Ștefan Pelgăr, da, exact. Care la Cannes a fost drogat într-un club, a fost jefuit, bătut și așa mai departe, adică la el a fost mult mai grav, cu probabil același tip de substanță. Din păcate, și eu cred că autoritățile ar trebui cumva să supravegheze mai bine. Uite, vine vara acum, vine 1 mai, toată lumea va merge la mare. Nu e un secret că e plin de droguri tot litoralul și sunt plajele alea destinate special consumului de droguri și lucrurile astea sunt cunoscute. Părinții poate fac efort să-și trimită copiii de 1 mai într-o vacanță la mare și acolo fac cunoștință, în ghilimele, cu nenorocirile astea care pot să-i distrugă pe viață. Acum, eu cred că piața asta drogurilor în România este cunoscută, dar în general polițiștii iau măsuri doar atunci când se ajunge la transportul la cel mare. Nu, că vor să prindă peștele cel mare, exact, adică cine nu dealerii mici de stradă. Dar, din păcate, sunt niște realități și se pierd vieți, se pierd povești, poate, care ar fi fost de succes, știu eu, soarta unui copil nu trebuie să depindă de 2-3 grame sau de o pastilă pusă în pahar de un criminal, pentru că numai niște criminali pot să se comporte așa și să facă așa ceva unui om care până la urmă iese într-o seară, se simtă să bine se cu niște prieteni. Maria, unde ești tu acum? Eu sunt înapoi la mine în țară și am foarte mari probleme la mine acasă, că nu mai pot să mă întorc cu România. De ce nu te mai poți întoarce? Mi-e frică, nu mai am pe nimeni acolo. Și dacă am scăpat acum, nu înseamnă că o să scap altă dată. Bine, eu nu cred că nu ar trebui să mai vii în România, din potrivă, ar trebui să vii și când ieși într-un club să fii un pic mai atentă și da, să ai grijă cum... Poate cum e o reacție normală la șocul. Mi-ar părea pe rău să nu mai vină la nu, noi. Da, poate o ședință cu un psiholog care să... Foarte urâte chestii, s-au scris foarte urâte chestii. Iubito, lucru ăsta putea să ți se întâmple, Maria, draga mea, putea să se întâmple și în centrul Manhattanului, putea să se întâmple și în uite cum s-a întâmplat Corea și la de Cannes. Sud, putea să se întâmple și la Cannes, cum mi s-a întâmplat lui Ștefan. Adică, eu cred că foarte bine ar fi acum tu să cauți un psiholog cu care să ai o ședință, două sau câte sunt nevoie, să treci peste treaba asta, să vezi partea pozitivă că nu s-a întâmplat ceva mai grav și că nu și-a bătut nimeni joc de tine, nu te-a violat, nu te-a omorât, nu ferească Dumnezeu și nu da vina pe România, pentru că nu se suntem diferiți, tot așa, da, nu suntem diferiți de alte timpul. Țări și nu suntem noi mai cu moți. Da, sau... România e o țară sigură. Se întâmplă astea. În țările mari, la toate țările știu că se întâmplă astea. Exact, asta spun. La țările mici care sunt insuli, care e ca țara, nu există așa chestii.
Te refer la Cipru acum sau la ce te referi? La noi eu niciodată, da, aici eu niciodată așa, nici n-am auzit așa caz în Cipru să se întâmple să pună la băutura lui cel la drog. Ca să ia cineva drog de unul singur am auzit, da, să nu să-l drogheze pe persoana cealaltă să-i facă rău. Maria, eu sper ca tu să-ți revii, să nu ai repercursiuni, să nu ai, nu știu, reacții adverse din pricina acestei substanțe. Sper din suflet că poliția ia totuși atitudine, măcar clubul respectiv pe care eu știu că tu l-ai comunicat. S-a deschis vreun dosar, știi ceva? Nu. Ai depus plângere? La poliție? Nu mă interesează ca să te pun plângere și așa că poate nu te vină clubul. Eu nu știu dacă este... Păi nu, dar trebuie depusă o plângere, că s-a întâmplat ceva într-un club. Da, nu depuneai împotriva clubului. Se deschidea un dosar de urmărire penală in rem, adică fapta există, dar nu știi făptașul, exact, legată de faptul că tu ai fost drogată într-un club. N-avea nicio legătură cu clubul, că poate e un client care te-a urmărit de acasă sau de la hotel și știi... Dar poate cu niște camere de supraveghere care sunt prin cluburi în general, măcar putem să aflăm... Au trecut ceva săptămâni de la incidentul ăsta, din câte zile, mă rog. Acum depinde și camerele acelea înregistrate peste. O perioadă și o săptămână, două săptămâni. Da. Adică bine ar fi să faci o sesizare. Dar via e-mail către Poliția Capitalei să se ocupe de asta, pentru că gândește-te că poți salva soarta unor alte fete care pot păți treaba asta, știi? Nu gândi egoist și nu da vina pe România, mai ales că și tu simți românește într-o oarecare măsură. Eu apreciez foarte tare că tu ai vorbit deschis despre lucrul acesta și că nu te-ai ascuns și ai povestit cu lux de amănunte. Noi îți dorim sănătate și ai grijă de tine și când vii în România te așteptăm și la noi. Vă mulțumesc mult. Te pupăm, Maria. Acum noi luăm o scurtă pauză.